Joi 6 octombrie 2022 mă aflu din nou în crescătoria campionului național și de acum olimpicului antitră, da? Domnul Marius Flăștoiu din Breaza, pe care îl salut. Bună ziua, bine ați venit. Ce faceți, domnul Marius? Tot între porumbei, nu? Nu vă lăsați de ei deloc. A venit, s-a încheiat sezonul. Dar s-a încheiat cu bine, am înțeles. S-a încheiat cu bine. Frumos. Având în vedere că anul ăsta a fost și marele eveniment, Olimpiada de la Oradea. Da. La care am și participat. V-am văzut, v-am pus pe net acolo. Da, da, am frumos. Văzut. Am văzut la cum e? Cum e să fii olimpic, să-ți cânte imnul acolo? Frumos, da? O senzație unică în viață. Știu, vă cred. În viață. E cel mai înalt podium, după părerea mea. Cred la că care poți să accesi. La care poți să accesi, asta după columbofilie, da. Să fii campion și național și olimpic. Astea au fost visele mele care le-ați îndeplinit? Le-am îndeplinit cam repede. Am un două într-un an. Am un două într-un an, ca să zic așa, cu porumbelul meu olimpic. Ce zic, e o senzație unică cu... Este. Dar sunteți tânări, să știți, până la pensie. Da, o să mai aveți multe ocazii și mulți ani și multe sezoane. Să mai am ocazia să chiar... Ăsta e obiectiv, următorul obiectiv, că dacă nu-ți faci un obiectiv, nu mai poți să continui. Așa. Să, cel puțin să mai merg o dată la Olimpiadă, să mai ești o dată campion național, măcar o cupă națională, olimpicul la 6. Dar sper măcar să mai luăm încă una. Super. Și să mai participăm o dată la Olimpiadă. Dați-ne câteva detalii despre anul ăsta. Cum a fost? Dificil, nu? Anul ăsta a fost un an dificil. Totuși. Un an dificil cu etape foarte grele în Bulgaria și în Grecia. Eu jucând viteză și demifond. Foarte mult ne-a omorât căldura. Da. Căldura este un factor primordial, foarte greu, da, care... Așa e. Și de aici pierderile au fost și pierderi mari? Au fost și pierderi, nu foarte mari, nu foarte mari, dar s-au pierdut. Undeva la 40% din porumbei s-au pierdut. La primele etape, adică până în 300, e ok. Pierderile nu sunt masive. Apoi, după când sare de 300 de kilometri... La peste 35 de grade, săptămână se simte. Și vreau să vă spun că anul ăsta a fost foarte, mult mai greu ca anul trecut, pentru că am avut cel puțin 6-7 etape, cel puțin demifondurile, numai cu vânt în față. Numai cu vânt în față și vânt în lateral. Nu i-a ajutat deloc. Da. Foarte greu. Cine a rezistat la etapele alea și am avut 4 etape de 350, 4 etape de 300, de 400 la Rezo, 4 etape de 400 și încă 3 la 500 în Grecia, la Rodolivos, care au fost extraordinar de grele. Da. Extraordinar de grele. Dar am făcut față cu cât de cât. Brio, haideți că ați făcut Brio, bine. Am ieșit ce aveți pe aici? La Prahova. Da. Am ieșit vicecampion la general. Și la general Farmares, cu femeia la 049073 pe care o avem aici. Guta aia care vă îndrăgește asta tare, vă. Nu mă îndrăgește, da? Foarte tare. Și ea este locul 2 general. Locul 2 general Farmares. Are grecile făcute. Femeie matură, am înțeles, femeie nu? Femeie matură de 3 ani de zile. Da. De cum a zburat până acum? În anii precedenți, în sezoanele trecute. Ea a zburat bine, nu? A zburat foarte bine. Ea a fost la noi la club aici cel puțin, ea a fost locul 1 viteză, locul 1 demifond. Ea a avut un loc ca să nu mint, undeva în primii 10 pe Prahova, da. la viteză Yarlinj. Deci a fost o porumbiță constantă și foarte, foarte bună. Ea este dintr-o linie de porumbei Brande. Mm-hmm. Originalii de Brande. Brande, da. Originalii de Brande, direct de la Brande, care este adus de prietenul meu, Vali Toma. Și tatăl este un porumbel de Leo Hereman, via Vali Toma, dar de la domnul Cazacu Alexandru. Din București, da. O porumbiță foarte, foarte frumoasă, foarte blândă, foarte mătăsoasă la mână. Bă, dar asta vine parțial și pentru parțial pentru tine, cred că vine și pentru mine, pentru că are o dragoste aparte față de... Am văzut, față de crescător. De crescător, da. Foarte bine. S-a năpârlit cum trebuie, bă, că stă bine la penaj. Da, este foarte bine la penaj. Ea n-a crescut nici pui anul acesta. Deloc, nu? De când la începutul perioadei până să înceapă zborurile. Ea a avut doi puișori, pe care i-am, care au rămas anul ăsta, văd că și reproduce. Cât a fost un pereche cu un fiu, cu un nepot din Olimpicu. A, și ți-ai dat seama după puii pe ei, nu? Da, da. Că s-au mișcat bine, da, și... Da, s-au mișcat bine, da. Super. Exact. Și cred că vor să facă serviciu pe pui, nu pui mare preț. Dar vedem că la... Deci rezultatele de toamna cu pui nu pui mare accent. Nu, nu. Da. Chiar dacă iese un pui foarte bun, îl apreciez. Că vine, da. Și asta, dar cu puii nu sunt un jucător de pui. Da. Și nu pun mare accent pe... Îmi place pe frumos, volume. Într-adevăr. Uite cum te așteaptă acolo, da. Să mângâi. Hai,
Frumos. Da. Și restul ăștia sunt porumbeii care? Ăștia sunt porumbeii care au rămas anul acesta. Care au rămas, nu? Care au rămas anul acesta după grelele etape. Da, greu să știi. E greu. Cine spune că Bulgaria și Grecia e ușoară? Nu, nu, se înșală. Se înșală. Dacă nu ai porumbeii foarte bine pregătiți, este foarte greu. Da. La nivel de club am rezultate foarte bune. Uitați acum acolo o femeie de bulk albastră, care e locul 1 la general. Argintia de acolo este locul 2 la general, care este Brambe. Care e aia de acolo, nu? Nu, Argintia de acolo. Argintia de sus, Argintia da, da, este Brande, așa. Care este locul 2 la general, albastra sa aici este locul 3 la general, la noi la club, vorbesc la clubul Vreaz. Da, dar e un club, da, un club care sănătos, joacă, așa, da. Viteză și demifond. Mulți membri, pasionați, da, zburători de calitate. Zburători de calitate, oameni care se ocupă într-adevăr de porumbei. Bravo ție, frumos. Pentru anul următor ce lot îți pregătești? Ce pentru numeric? Anul următor am... Ăștia ei de aici? Care au rămas aici odată, nu știu când sunt exact, vreo 17-18 bucăți. Mai multe femele, am jucat mai bine femele anul acesta decât masculi. Da, au jucat mai bine femelele, mai bine nu? Femelele decât masculii, da. Și anul viitor... Trebuie să-ți completezi boxele aici. Plus vreo, am vreo 43 de puișori care au rămas, pe care trebuie să completăm aici, să sigur. Mergem în continuare cu ei. O să mergem să filmăm și pui, dacă ești amabil. Da, domnul Alexandru, mergem și la... Îmi place, îmi place. Parcă de la an la an ești mai bine, schimbă, stai mai schimbă bine. Pentru că eu în fiecare an fac infuzie. Așa. Și aduc porumbei, 3-4 porumbei cu origini foarte bune. Și ți-i bagi în cele mai bune păsări ale tale, cele mai bune păsări ale mele, că dacă altfel n-ai cum să ieși la suprafață. Să te ridici. Hai să mergem și la pui, dacă e Marius. Da, da. Mergem.